Bună ziua, dragi pretendin, vărsător. Haideți să vedem la vărsător pentru săptămâna viitoare, pardon. Da, pentru săptămâna viitoare în zaruri, da? Haideți să vedem la vărsător. În dragoste. Așteptați ca acea persoană să se hotărască. O să fiți foarte surprinsă sau surprins când o să vedeți ce vorbe veți primi de la această persoană. Unul dintre dumneavoastră sunteți căsătoriți sau legați, vedeți? Și o să fiți foarte îndrăgostiți sau sunteți foarte îndrăgostiți, dar o să fiți foarte fericiți. Relația este blocată deocamdată, dar vă urmăriți, vă căutați pe Facebook, pe unde aveți, sunteți în... Dar nu comunicați deocamdată, nu, dar veți comunica. Va crește acea dragoste, acea relație, va înflori, vor mai fi și certuri, dar este o relație binecuvântată, este o relație de la Dumnezeu, da? Și relația, când va începe povestea de dragoste, va începe în secret. Parcă încă n-a început. Sau veți relua legătura în secret, să nu știe nimeni. Parcă aveți multă invidie. Sau sunteți cu o persoană căsătorită. Luați o hotărâre. Cu celălalt partener, parcă. Aici văd o relație de două, trei persoane. Luați hotărâre să vă despărțiți de cineva, de soț, de soție, pentru a fi cu cealaltă persoană. Comunicare, blocaj deocamdată, nu comunică acea persoană, dar vă urmărește, să știți. Vă urmărește acea persoană, vă dorește, dar încă nu. Ori are vrăși făcute, ori are ceva. Blocaj. Dar relația este binecuvântată și... Parcă ori ieșiți în secret, ori el se ascunde, ori ea se ascunde, da? Dar oricum veți lua o hotărâre importantă. Cam asta a fost pentru cei din vărsător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.